În primul rând o să învăț regulile casei, deja am început astăzi. Știu că sunt ciudat cu regulile casei, dar când vine vorba de medicină de laborator, dincolo de normele de laborator pe care trebuie să le respecti, toți au micile lor reguli și cel mai bine e să nu vii tu să le schimbi, mai ales că așa, în calitate de rezident ești doar pasagere ești temporar și atunci vii, trebuie să înveți regulile casei și le respecti. Deci odată 1. să învăț regulile casei și doi, să rezist până vin ceilalți doi colegi, adică încă două săptămâni. Am înțeles. Destul de simplu. Și cu ce diferă medicina de laborator față de celelalte specialități? <laughs> Apropo, tot ce o să zic e strict punctul meu de vedere. Uneori sunt fapte, deci sunt lucruri obiective, alteori e doar părerea mea și aș vrea să mai fie luat în calcul de către cei care privesc și vor să afle despre medicină de laborator aș vrea să fie luat în calcul că avem anumite particularități în centrul acesta universitar deci sunt sigur că și alte centre au particularitățile lor de asta voi încerca să spun generalități, dacă intru în detalii nu știu câte de relevant, poate doar pentru cei care știu că vor să ia la Târgu și în rest mai puțin ce e diferit la medicină de laborator primul rând că e paraclinic și noi chiar nu avem contact cu pacienții, foarte rar, excepțional de rar și de obicei când avem se lasă cu un case presentation pe la vreun congres. Dacă e atât de grav încât să mergem noi din laborator la pacient, atunci e, e ceva serios. Um, implică multă manualitate, ca și în alte specialități paraclinice. Hai să dau așa definițiile, definiția clasică. Este o specialitate oarecum mai lejeră. Depinde cum vrei să faci, la modul ușor sau la modul dificil, dar poate fi mai lejeră. Și un pic trebuie să ai un simț al proporțiilor. Nu știu dacă asta este în altă parte. E ca o bucătărie, știu că sună ciudat. Dar cu a plăcut chimia, i-a plăcut să mestece în groapa cu nisip sau să facă ciorbă din nisip și frunze când era mic, probabil că o să-i placă mai mult la laborator. Poți să ne dai un exemplu de un caz la care a trebuit să ajungeți la patul pacientului? Hm. Adică nu neapărat o... o exemplificare. Am să vă dau un caz nu e al meu. Eu sunt de-abia în anul 3 și nu am apucat nici măcar să merg cu un medic senior. Dar știu că a fost un caz, cred că în ultimul an a fost, nu știu să spun când. Foarte interesant de altfel, adică aș vrea să ajungă și la urechea celor din clinică, nu doar de la laborator. Și mergem cu el la Congresul Asociației Medicine Laboratorii, chiar interesant. Era o pacientă cu boala glutinelor la rece și a venit în smurd, avea niște simptome destul de nespecifice, așa, parestezii, cefale, nimic grav oricum, deci nu părea o, o, un pacient critic. S-au recoltat probele de rutină și când au ajuns în laborator proba, mă refer la tubul de hemoleocogramă, hemoglobina 2, ceva, Ok, poate devine aparatul, întotdeauna presupunem asta prima oară înainte să alertăm smurdu. Am luat tubul și l-am mutat pe cel al doilea aparat. Avem două aparate și cumva se verifică unul pe celălalt. Rezultat foarte similar. Șoc. Adică în mod normal când se întâmplă asta, apui mâna pe telefon, e valoare de alertă, anunț murdu. Murdu bineînțeles că n-a reacționat în consecință pentru că femeia era pe picioarele ei, n-avea niciun semn de anemie. Um. În fine, ca să merg așa pe repede înainte, medicul responsabil de laboratorul din urgență, cel afiliat murdului, ca să spun așa, s-a gândit la boala asta rară și a mai recoltat o dată o probă, a testat-o la temperatura camerei și a apoi a crescut la 37 de și a testat-o din nou. Diferență enormă, deci a crescut hemoglobina la 14. Da. Și Uite așa, aici noi luăm în discuție multe aspecte de erori de laborator, posibile erori de laborator, dar și clinicieni ar trebui să fie pe fază cu astfel de cazuri rare. Da, acesta mi-a venit în minte. Cum e relaționarea voastră cu clinicienii din punctul ăsta de vedere? Al felului în care se raportează la rezultatele de laborator? În general bună și am să spun asta ca pe un compliment cinstit, deci onest, nu fac reclamă așa unde nu e cazul, spitalului clinic județean de urgență din Târgu Mureș, unde ca orice pădure există și uscături, dar în general ambianța e bună, deci secțiile colaborează. Colectivul de medici de la noi din laborator este destul de bine văzut și respectat și se colaborează bine. Deci chiar se colaborează bine. De la căile oficiale până la Schimbul de idei și de probleme, să spun, la o țigară, pentru cei care ies la o țigară să fumeze. De deci ce? Bine, au fost și ocazii la care am asistat și eu în care au fost țipete la telefon și așadar cred că se întâmplă peste tot în țară. Nu cred că s-a depășit limita okay. bunului simț. Bineînțeles, de fiecare dată probabil există și contraziceri și fiecare încearcă, mă gândesc, să lucreze în folosul pacientului și cred că ăsta e de fapt scopul scopul final. Care ar fi lucrurile de care poate ați vrea să țină cont clinicieni, în momentul în care, să zicem, există acest uh, deficit de comunicare? Sunt două lucruri care îmi vin în minte, dar, din nou, cred că un medic primar care lucrează acolo de mult timp ar avea și altele de spus. Eu mă rezum la două. Uh, unul dintre ele e obsesia noastră a medicilor de laborator în general. Noi suntem e un deficit, un defect profesional, suntem obsedați de statistică și din punctul ăsta de vedere cred că suntem secția din spital care se bazează cel mai mult pe date, pe numere. Deci noi fără numere nu doar că nu putem să lucrăm, nu avem voie să lucrăm. Noi suntem obsedați de faza preanalitică și am să spun acum ceva ce spun mereu studenților pentru că marea majoritate nu vor fi medici de laborator, vor fi clinicieni și anume că până la 70% din erorile testelor de laborator sunt cauzate de faza preanalitică, Faza preanalitică ce e în afara controlului nostru, adică tot ce se întâmplă înainte ca proba să intre în laborator. Asta include, în principiu, particularitățile pacientului, care pot sau nu să fie menționate în, în fișă, include recoltarea, unde avem tot felul de clinciuri cu diverse secții pentru trainingul ul asistentelor, include transportul, stocarea, da, deci destul de complicat. Asta ar fi prima noastră și este obsesia noastră, pot să spun. Și al doilea e că ar trebui și clinicienii să înțeleagă faptul că și noi lucrăm pentru binele pacientului. Deci, dacă ceva nu iese bine, sau dacă ceva nu se potrivește cu ceea ce crede clinicianul, sau dacă noi dăm un telefon și insinuăm că poate ar fi alt diagnostic, sau poate că ar mai trebui făcute niște teste, noi nu o facem ca să subminăm autoritatea clinicianului, pur și simplu ne gândim la pacient. Și am să fac o remarcă, e o observație personală, și anume că natura specialității noastre fie atrage oameni cu un ego mai puțin așa, inflamat, ori îi întreține. Adică față de alte secții clinice, în special, la noi lumea e mai puțin așa, mândră. Mai, adică la noi oamenii nu, nu vor atât de mult să aibă dreptate față de unii clinicieni. Deci, eu remarcă că din nou, personală este statistica mai personală, poate că e adevărat, poate că nu. Deci cu atât mai mult ar trebui să înțeleagă faptul că dacă noi punem mâna pe telefon sau dacă noi insistăm că un rezultat este corect și că nu e greșeala noastră, e pentru binele pacientului și deci nu neapărat că ne ținem poziția sau că ne mascăm greșelile. sau. E vorba de o comunicare eficientă în care fiecare da. ar trebui să înțeleagă că dincolo de ego există pacientul care e, practic, piesa centrală, centrală a activității pe care o desfășurați. Ai spus că Faci aceste remarci studenților tăi. Cum de face lucrul ăsta să te simți? Gândindu-te că poate pregătești viitor specialiști care într-o zi vor ține cont sau poate măcar își vor aduce aminte de cuvintele tale. Am început să predau din studenție ca preparator-demonstrator. Atunci nu simțeam nicio responsabilitate așa, nicio presiune. De fapt, simțeam, dar nu așa cum o simt acum. În ultimii doi ani a crescut responsabilitatea pe care o simt și adică mă face să mă simt responsabil și mă face să simt că trebuie să învăț și eu mai mult. Pur și simplu datorită faptului că trebuie să predau, Um, am învățat unele lucruri într-un timp atât de scurt încât dacă ar fi fost după hobby-ul meu sau după dorințele mele nu aș fi învățat atât de multe într-o perioadă atât de scurtă de timp, dar pentru studenți a trebuit să fac asta. Ai spus că ai început din facultate să predai ca preparator în cadrul disciplinei de medicină de laborator? Am început la biofizică în anul 3, și am mers acolo 2 ani și de fapt un an și jumătate. Și apoi am continuat până la finalizarea facultății cu medicină de laborator. Da. Și cum ai făcut switch-ul către medicină de laborator? Mi-am dat seama că posibilitățile sunt limitate. Pe de-o parte, aș vrut să schimb unele lucruri în sistem și nu aș fi putut pentru că nu eram în poziția de a face asta. Pe de altă parte, biofizica predându-se în anul întâi, chiar în semestrul întâi, copiii erau nepregătiți. Mi-aș plăcut să, să, să învăț ceva care să aibă mai multă legătură cu medicina, iar pentru asta ai nevoie ca ai să aibă o bază. Și am făcut trecerea la medicină în laborator pentru că acolo este anul 3 și deja au o bază, au aproape toate materiile preclinice, deci fundamentul medicinei este deja predat. A fost și un concurs de împrejurări, bineînțeles, pentru că nu am fost un fan, recunosc un fan înflăcărat al materiei medicine de laborator în timpul facultății, în anul 3, însă în anul 4 am avut posibilitatea de a fi voluntar la centrul de cercetare al universității noastre, care tocmai ce fusese inaugurat iar departamentul în care am fost primit era condus de către fosta mea profesoară de medicină de laborator din anul 3 și pentru că am intrat în colectivul dânsei de cercetare mi-am mi -am exprimat dorința de a și preda acolo și mi s-a oferit o bucățică, adică o grupă pentru început și apoi am, am mai crescut. Da. Foarte multă lume știe că, este, că există centru de cercetare la noi în campus, dar nu Prea știm exact ce activități se întreprind acolo. Pentru cine știe și ar vrea să afle mai multe, îi sfătesc să urmărească site-ul. Din punctul acesta de vedere, recunosc că poate publicitatea nu este de nota 10. Cred că pe de-o parte e și bine pentru că o publicitate de nota 10 ar însemna un influx de potențial voluntar, dintre care practica ne-a demonstrat că nu întotdeauna sunt toți serioși. Așa că poate că e mai bine ca ei să vină pe surse, între ghilimele. Adică dacă un profesor vede pe parcursul anului că un student este mai interesat să-l cheme, deci asta, interviuri, deci decât să vină toată lumea și să își depună dosarele creând o, o harababură birocratică, doar ca apoi să se lase, să renunțe. Am avut și voluntari care au fost primiți și apoi au renunțat. Deci poate că într-un fel e bine că nu este foarte popularizat procedeul acesta de acceptare a voluntarilor, pe de altă parte îmi dau seama că e un dezavantaj. Ce se întâmplă acolo? Proiecte de cercetare. Acum nu pot să vorbesc despre ce fac alte departamente pentru că știu doar din auzite și nu aș vrea să spun lucruri greșite vorbesc despre ce s-a întâmplat la noi în departament și, din câte știu, e departamentul care a cooptat și cei mai mulți voluntari. Deci la noi se fac acteze de licență în fiecare an. Este departamentul de citologie, noi mai spunem imunologie celulară și, după cum îi spune numele, ne jucăm dată ziua cu celule. Diverse tipuri de celule, acum fiecare pe proiectul lui are, dar, în general, am lucrat cu Celulele mononucleate din sângele periferic, adică linfocite monocite. Au fost și proiecte pe osteoblaste, pe fibroblaste, proiecte și în colaborare cu cei de la București, pe aliaje, biocompatibilitate, etc. Au fost și în niște proiecte mai elaborate, granturi externe, deci din străinătate pentru medicină de precizie, medicină personalizată, scleroză multiplă. Iar acum, în ultimul an, pot să spun că a crescut numărul de proiecte în centru, dar și la noi laborator, așa exponențial, a fost o explozie și de altfel era de așteptat. Primii câțiva ani au fost dezamăgitori la centru de cercetare pentru că nu existau proiecte, cred că e debutul uh, tipic unui centru de cercetare într-o țară balcanică. <sus> Ce presupune activitatea de voluntar a studenților? Adică, ce fac ei, propriu-zis? Depinde foarte mult cât de mult vrei să te implici. Poți să vii acolo și să te uiți la ce fac alții, sau poți să vii acolo, să te implici, bineînțeles, dacă ești competent și serios și ți se încredințează responsabilități, poți să ajungi să duci de unul singur o parte din proiect și sunt proiecte de la mici până la mari. Um, nu aș vrea să intru în detalii din nou, poate că nu interesează pe toată lumea. În primul rând, la noi în laborator trebuie să știi să pipetezi. Pipetarea e sfântă, ca să spun așa, și nu este simplă. Toată lumea crede că doar apeși pe un piston. Pipetarea e o artă, așa cum spun mulți medici de laborator. Și apoi, din nou, trebuie să ai un simț al proporțiilor, eu insist pe asta, și un bun simț al mișcărilor pe care le faci, pentru că în laborator, în general, contaminarea e o problemă. Poate fi o problemă, nu întotdeauna e o problemă și atunci trebuie să știi cum să lucrezi, dar astea se deprind prin osmoză, te uiți la cineva, înveți. Cu alte cuvinte, recomand specialitatea asta a pasionaților de chimie? nu o recomand neapărat, dar am observat că cei care le-a plăcut chimia, nu neapărat biochimia în facultate, ci chimia în școală generală și în liceu, prosperă, efectiv prosperă în laborator. Da, nu Te numeri printre pasionații de chimie? Da. Și de când ai această pasiune? Aș putea să spun că din clasa șaptea, de când mi s-a predat prima oară, dar nu am avut nicio sclipire sau nu am făcut nicio performanță de atunci, din diverse motive, însă am simțit întotdeauna o atracție și o ușurință în a înțelege și a rezolva problemele de chimie. S-a dezvoltat mai mult în clasele 10-11, olimpiade, evenimente, și apoi și în facultate, un pic dezamăgitoare biochimia din facultate, dar cred că dacă îi oferi timp și ai răbdare, îți dai seama că de fapt e frumoasă. A fost pasiunea pentru chimie orientare către medicină? Nu. Chiar nu. Dacă ar fi fost să ascult doar de glasul chimiei în alegerea unei facultăți, aș fi mers la Facultatea de Chimie și aș fi devenit profesor de liceu. A fost una dintre variantele de top atunci când a trebuit să le deci nu. Și atunci când ai ales medicina? E complicat. Știam că o să, o să primesc întrebarea asta. Nu am un răspuns standard. E complicat pentru că uitându-mă la ce credeam atunci când aveam 19 ani despre motivele pe care le-am pentru a alege medicina, apoi la ce am crezut pe la jumătatea facultății și la ce am crezut când am terminat facultatea și ce cred acum, seamănă, adică sunt elemente comune, dar e într-o dinamică. Probabil că mă maturizez, mă uit în spate și îmi dau seama că nu a fost chiar o decizie cinstită față de mine, dar eu nu știu la vremea aceea. Încerc să explic ca să nu se interpreteze greșit. Am ales destul de simplu medicină. Am spus că vreau să fie o facultate care să mă provoace intelectual, nu vreau să mă duc la ceva ușor și aveam mai multe posibilități și am spus hai să merg acolo undeva unde pot să fac și ceva bine. Lucrurile aparent nu sunt chiar așa. Acum îmi dau seama că am fost influențat și de mediu, sora mea mai mare era deja la medicină, pe vremea aceea savuram serialul Doctor House, deci aveam mai mulți prieteni în colectiv care vreau să de la medicină, sunt sigur că influențele au fost, nu le-am simțit eu neapărat la vremea aceea, dar am fost influențat iar uitându-mă la ce am ales, adică am ales partea preclinică, pe cercetare fundamentală, care nu are întotdeauna, adică de cele mai multe ori nu are răsunet imediat în practica clinică să vezi că ai ajutat un pacient și nici specialitatea mea nu are legătură directă cu pacientul, îmi dau seama că nu mi-am atins acel scop de a alege ceva unde să fac bine. Știu că fac bine pentru că îmi fac bine meseria, dar nu am această satisfacție de a externa un pacient diagnosticat și tratat corect. Deci, da, e mai complicat. Îți lipsește cumva această satisfacție în munca pe care o, pui, o depui acum? Da, cu siguranță, da. Îmi plăcea mai ales partea de anamneză cu pacienții, Știam cum să îi abordez, știam cum să-i calmez, și îmi lipsește. Infecțioasele erau pe locul 2 după medicina de laborator. Deci, ceva clinic. Și cum s-a produs totuși declicul ăsta de la pasiune, să o numim așa, pentru partea asta anamnestică, la medicina de laborator? Ce ți-a influențat decizia? Voi da un răspuns onest. Și sper ca cine va viziona acest interviu să, să se oprească așa un pic și să se gândească la decizia care urmează, pentru că e chiar important să fii onest cu tine, să-ți urmezi și pasiunile, dar să fii și realist. Am ales în felul următor. Știam că vreau să predau. E o pasiune mai mare decât a face medicină. Și predatul. Știam că vreau să fac cercetare și știam că în România e greu să treci din astea două dacă nu lucrești în spital, având în vedere salariile. Prin urmare, a trebuit să aleg ceva care să-mi permită să fac toate cele trei și să am timp și de familie. Și atunci am ales medicina de laborator pentru că, într-adevăr, așa cum spuneam la un moment dat, este mai lejeră nu s-a dovedit a fi așa, pentru că fiind o persoană care vrea să facă excelență, am transformat medicina de laborator în ceva destul de complex și obositor, adică poate fi ușoară, dar dacă o faci așa cum trebuie, este la fel de dificilă ca orice altă specialitate medicală. Acum am ales, am ales bineînțeles, și influențat de perspective, și anume că deja aveam stabilit un capăt de pod în disciplina de medicină de laborator, Doamna profesor Dubranu Minodura era deja mentorul meu și este în continuare. Deci, nu regret nici, în niciun moment alegerea făcută, dar la momentul acela, deși toată lumea se aștepta ca eu să iau medicină de laborator, în mine a fost o mică luptă și o decizie care a trebuit luată. Și acum ești convins că totuși e alegerea potrivită pentru tine. Da. Ai spus că vrei să faci cercetare foarte multă lume privește așa foarte de la distanță cumva, adică îi sună foarte frumos, dar ce înseamnă propriu zis cercetarea? Într-adevăr sună așa mai fancy cercetarea pentru cei care cred că cercetarea e așa ceva distant de care nu se pot atinge eu aș vrea să le spun că mai mult ca sigur au făcut cel puțin o dată în viață cercetare, iar unii dintre ei fac în fiecare zi cercetare doar că nu-și dau seama. Cercetarea e și atunci când ai un pacient, nu știi ce are și te duci acasă și cauți niște articole sau inclusiv pe sfatul medicului de nu trebuie să intri pe PubMed. Asta e cercetare. E un, un fel de cercetare. Cercetare nu înseamnă neapărat să fii într-un laborator înconjurat de aparate science fiction și să faci lucruri foarte complexe. Acolo ajungi tu după o viață de cercetare, dacă ai noroc și dacă ai prins toate trenurile în viață, ca să spun așa. Până și studenții care își fac teza de licență cu acele chestionare pe care le împart până și aceea este cercetare, chiar dacă e un nivel așa mai rău văzut de unii de cercetare, dar și aceea este cercetare. Deci sfatul meu pentru cei care vor să facă cercetare este să înceapă pur și simplu, să se arunce că am, am o vorbă, până nu te arunci în apa dâncă, nu înveți să noți. Și tu în ce apa adâncă te-ai aruncat? Eu nu m-am aruncat în apa adâncă, asta e adevărul, eu am fost luat destul de ușurelul. Nu neapărat că mentorii mei m-au cocoloșit, ci pentru că așa cum am spus, contactul meu așa direct cu cercetarea a fost în momentul în care am fost luat ca voluntar la centrul de cercetare. Acolo, dacă ar fi fost ritmul de lucru care e acum, aș fi fost într-adevăr aruncat într-o apă adâncă, pentru că acum se lucrează mult. Dar fiind proaspăt inaugurat, nu erau proiecte am avut pur și simplu un traseu foarte domol care a evoluat îmi dau seama cât de mult am învățat dar nu am simțit în niciun moment că sunt presat Ai spus că ai luat în considerare la momentul alegerii specialității și dorința ta de a avea o viață de familie cum s-a concretizat acest aspect? Adică, din perspectiva lucrurilor pe care deja le faci, cum ai reușit să integrezi și partea asta, nu neapărat de familie, cât partea personală a vieții tale. Am să încep cu familia, familia în care m-am născut. Familia e destul de mică. Frații suntem împrăștiați. Cineva e la Timișoara, cineva e în Anglia, sora mea la medicină aici dar și ea fiind foarte serioasă și doritoare de excelență cumva ne-am înțeles unul pe celălalt și anume că nu avem atât de mult timp să vorbim unul cu celălalt sună un pic trist dar este realitatea față de mama mea să spun că se simte că este afectată relația din punct de vedere al timpului petrecut împreună iar așa pe Plan personal, apropo de familia, familia întemeiată de fiecare. Aici, având în vedere importanța pe care o are, m-am hotărât să nu fac uh, sacrificii. Adică, pe parcursul facultății am avut o relație, spre final am încheiat relația, iar la final facultății am început o altă relație în care încă sunt acum, și tocmai ce ne-am căsătorit deci uh, nu simt că am făcut sacrificii pe partea, pe partea personală, mai degrabă am am lăsat de la serviciu sau de la cercetare dar nu, nu pe partea personală, au fost excepții bineînțeles dar de, au fost excepții de înțeles. Uh, și aș învărășa pe oricine să facă același lucru pentru că așa suntem tineri, nu ne dăm seama, dar Cei care sunt înțelepți spun toți același lucru: că e mai bine să investești în familie, și când sunt cei care au ajuns departe, au ajuns sus, la care ne uităm astăzi în sus, sunt niște modele, dar dacă intri un pic în viața lor personală și dacă își deschizi sufletul, toți spun că au remușcări, că nu au petrecut destul, destul de mult timp cu partenerul, cu uh, ai lor copii. Unii sunt divorțați, și sunt sigur că cei care sunt divorțați, de exemplu, cuplurile de medici, cei care sunt divorțați, sunt sigur că proasta a timpului și a relației, stresul, da, cred că toate au afectat. Deci, prioritizați, prioritizați asta pentru că e chiar important. Ce am observat în cei 2 ani și jumătate de relație cu soția mea, că, deși am aparent pierdut, timp de la a face ceva pentru studenți sau a lucra, a dezvolta un proiect sau orice altceva care ține de meserie, de partea profesională, în realitate am câștigat. Matematic nu poți să explice asta, dar dacă e în considerare calitatea actului profesional, îți dai seama care are logică. În ce sens? Starea de bine pe care ți-o aduce o relație bună cu partenerul Uh, această stare de bine te face să fii mai, mai, eficient la locul de muncă. Deci chiar dacă eu am pierdut între ghilimele două ore cu soția, deși aș fi avut ceva de făcut la lucru, dacă mă trezesc a doua zi de dimineață, poate fac într-o jumătate de oră ce aș fi făcut în acele două ore seara. Pentru că sunt bine dispus, pentru că sunt odinit și e această stare de bine. Și de unde a venit dorința asta ta de a preda? Cred că e ceva Genetic. Știu că sunt ciudat sigur nu există gene pentru așa ceva, dar având în vedere că bunica mea a fost învățătoare, pe vremea când a fi învățătoare era cineva, mama mea profesoară și amândurora le-a plăcut chimia foarte mult, culmea că niciuna nu m-a învățat pe mine chimie. Mi-a plăcut chimia așa, din senin. Cred că este o componentă dacă nu genetică, atunci oricum educațională de familie care s-a transmis fără să se fi vrut. Adică nu am fost crescut ca un viitor profesor. Nu mi s-a insuflat activ plăcerea de a preda. Am descoperit-o încet, încet, singur, în principiu la școală. Pentru că la unele materii, științele exacte, eu mă descurcam mai bine, așa, nativ, și alții veneau să mă întrebe. Iar mai ales la liceu, când lumea a văzut că mă descurc foarte bine la chimie, mai aveam colegi care voiau să dea admitere la, la, medicină și aveau tot felul de culegeri de probleme și când nu știau ceva, veneau să mă întrebe. Și am mai oferit meditații, deci cumva s-a dezvoltat din aproape în aproape până la a preda efectiv. Am înțeles de la studenții de tăi că ai avut o abordare foarte apropiată față de ei, în sensul profesional vorbind, bineînțeles, le-ai insuflat o plăcere pentru disciplina de medicină de laborator prin simplu fapt că erai tu foarte entuziasmat de specialitatea ta. Cât de mult crezi că contează ca un medic să-și iubească specialitatea ca să transmită o plăcere și studenților? Cred că cel mai bun răspuns îl pot da spunându-ți ce temă am făcut eu azi dimineață la ora 6. S-a întâmplat să mă trez fără alarmă și nu am vrut să mă mai culc. Sunt înscris la modulul Psihopedagogic. Am avut o temă și am ales dintre mai multe posibile teme de eseu să scriu despre profesorul ideal și am descris foarte pe scurt cum ar trebui să fie profesorul ideal într-o pagină. Și după o mică introducere, prima calitate pe care am spus-o, că profesorul ideal ar trebui să fie fericit cu ceea ce face. Da, cred că e esențial, cred că e mai mult de 50% să vadă omul celălalt că ești fericit cu ceea ce faci. Poți să fii doxă de carte, poți să fii un geniu, să citești studii în timp ce predai studenților. Adică, din punct de vedere al calității informației, să fii de nota 12. Dar dacă ești sec și dacă nu transmiți nicio emoție, ai de pierdut. Și asta se vede în multe domenii. Vezi, dacă vine cineva mai puțin, mai puțin instruit decât tine, n-aș pune sufletul pe tavă acolo și le arată studenților, va fi mai bine văzut. Va fi mai bine perceput și da, îi va insufla mai mult. Și probabil studenții vor învăța mai mult tocmai din dragul pentru profesor. Că asta e o chestie foarte reală. Da. Foarte mulți studenți învață câteodată numai pentru că le e drag de cadru didactic. Și asta e cumva un fel de a păcăli, între ghilimele, <gâng> pe unii dintre studenți să se apropie mai mult de o anumită latura medicinei, mă gândesc. Da. Sunt unii studenți care pur și simplu au potențial foarte mare, dar sunt undeva suspendați în aer și trebuie pur și simplu agățați și remorcați. Și apoi, de fapt, ei devin promotori, deci încep și ei să, să depune efort în direcția respectivă. Ce am observat la creierul uman, din nou, este tot ce spun eu, o statistică personală, este pentru că este că minții creierului îi place să învețe ceea ce știe deja. Iar oamenii aceștia cu potențial, pur și simplu, lor le place informația. Nu contează că e medicină de laborator sau chirurgie sau anatomopatologie sau altceva sau biochimie. Dacă ei primesc informația, asta înseamnă că tu le o transmiți într-o manieră abordabilă, comprehensibilă, lor le va plăcea. Deci, creierului lor, pur și simplu, le place informația. Și dacă ea vine pe un canal inteligibil, vor reține și vor fi pasionați și cu cât primesc mai multă informație digerabilă, cu atât, de, cu atât, mai mult le va plăcea materia respectivă. Ai spus că e posibil și într-adevăr e o specialitate mai puțin aleasă medicina de laborator, nu te gândești neapărat în perspectiva faptului că mulți dintre studenții tăi o să aleagă specialitatea asta, dar în momentul în care vezi oarecare inclinație, faci o remarcă în sensul ăsta, sunt realist și știu că marea majoritatea studenților și ai mei și în general nu vor alege medicină de laborator Ei dintre cei care aleg o parte aleg pentru că vor să stea un an acasă pentru că nu au avut notă destul de mare la rezidențiat ca să-și ia ceea ce voiau de fapt. Nu e o rușine să spunem asta, cred că toată lumea știe că este o practică. Medicina de laborator se ia cu notă relativ mică, acum nu mai știu cum e, că n-am mai urmărit, dar pe vremea mea, dar cred că nu s-au schimbat lucrurile și pur și simplu fiind o specialitate cunoscută ca fiind cu potențial de lejeritate stau un an, lucrează cât trebuie, deci nu neapărat să stea degeaba și apoi mai dau o dată rezidențiatul da, fac câte o remarcă sau uneori și mai îndrăzneț fac câte o invitație am mai invitat studenți în gărzi dar mai puțin pentru că noi rezenții de laborator nu facem gărzi obligatorii, doar de așa, înțelegere. Și am mai invitat la centrul de cercetare. Din, am un exemplu pe care o să, îl voi da mereu și îmi va rămâne mereu în minte, pentru că a fost primul din prima mea generație de studenți la medicină de laborator. Am făcut, poate că ei nu și-au dat seama, dar eu i-am selectat așa îmi permis să spun, deși nu eu o comparație ca pe caii de curse, le-am dat o felul de teste, uneori scrise, alteori nescrise și până la urmă am ajuns în finală cu trei fete, erau foarte bune la tot ce înseamnă a ști materia respectivă și le-am dat proba decisivă. Ultima lucrare practică au predat-o ele, au împărțit-o în trei și acolo mi-am dat seama cine va fi câștigătorul. Și persoanele respective uh, nu i-a spus nimic, deci pentru ele aparent n-a avut niciun rost toată această cursă, dar uh, un an mai târziu, când a fost uh, următorul apel de voluntari pentru laboratorul nostru de la centru de cercetare, m-am dus la doamna profesor cu o scrisoare de recomandare și am spus pe ea, o vreau pe ea pentru că este foarte bun. Și într-adevăr a venit, a fost acceptată, a lucrat cu noi în proiecte, a și publicat cu noi... Uh, și-a făcut licența cu noi, și acum este Boboc pe medicină de laborator, și se pare că și-a ales ce-i place. Da. Cred că asta este o satisfacție fantastică pentru tine. Și poate e un mod de a-i pune cumva în gardă pe studenții tăi că tu ești atent la ei și că ești dornic să câștigi colegi buni. Ai spus că medicina de laborator nu este cea mai dorită dintre specialitățile disponibile. Ce s-ar putea schimba în sensul ăsta? Cum ar putea deveni mai atractivă pentru, pentru studenți? Nu știu cum este în celelalte centre și cum se predă această materie în timpul facultății. Știu cum este la noi și datorită infrastructurii, datorită sistemului, studenții nu au timp să vadă ceea ce este cu adevărat medicina de laborator. Este și o materie scurtă, pe vremuri era de doar de un semestru, acum cu sistemul acesta de tip spirală este împărțită. Din punctul meu de vedere, împărțirea aceasta, o lucrare practică în anul 1, vreo două în anul 2 și tot așa, va face și mai mult rău adică nu vor avea nici măcar o continuitate la puținul pe care îl vedeau înainte, dar în fine, cam asta ar fi, cred eu, impedimentele majore și de ce lumea nu și alege medicină de laborator în cunoștință de cauză. Pentru unii este refugiu, adică și-au ales ceva în clinic și după jumătate de așa au dat seama că nu rezistă și tot așa, ca un fel de punte până la transplant, se schimbă și mai stau un an sau o jumătate de an până mai dau dată rezidențiatul, deci avem și colegi în această situație. Vorbind de centrul nostru, Târgu Mureș, de pregătirea rezidenților, au observat o creștere a interesului și avem din ce în ce mai mulți rezidenți care au venit cu note măricele, adică aveau note să-și aleagă și altceva, chiar clinic, dar au venit pentru că au vrut laborator că au venit pentru că se știe că este o specialitate lejeră. Mă refer și ca viitor, până ajungi medic primar. Uh, sau din pasiune, asta este, nu știu, alegerea fiecăruia, dar interesul îl văd. Deci sunt oameni în ce în mai competenți și mai interesați care au ales asta pentru că asta au rot. Sunt mulți colegi pe care i-ai avut poate de-a lungul timpului, din experiența ta de trei ani, de când ești rezident, care au plecat și au făcut fix ce ai povestit mai devreme cu punte? Din fericire, nu. Dar știu că nu era așa înainte. Înainte era mai. situația era mai gri. Din anul meu, deci cei care au dat rezidențiatul în 2019, o singură persoană a plecat, dar știa sigur, adică a venit doar ca să aibă un an. Din. Generația 2020, cred că mai este o persoană, dar oricum, în general, foarte puțin, nu știu să spun examenele, dar foarte puțin, zero, între 0 zero și 2, să zic așa, pe an. Și, în schimb, am avut o surpriză foarte plăcută, nu voi da nume, ca o persoană de vârsta mea, dar acum, într-un an mai mic de rezidențiat, în anul 2 de rezidențiat, să vină de la cardiologie ce a avut o notă foarte mare și a luat un loc foarte bun de rezidențiat la cardiologie și nu a plecat pentru că nu a făcut față sau pentru că nu a făcut performanță, din potrivă a făcut performanță, dar și-a dat seama că nu a fost alegerea potrivită, ceea ce nu e nimic de rușine și a revenit la dragostea din tâi, la chimie. Persoana aceasta a fost chiar olimpică națională, cred că și în lotul internațional al României de chimie, apropo de afinitatea aceasta între chimie și medicina de laborator a venit aici și după câteva luni și-a dat seama că a ales, s-a întors acasă, să spun așa, a ales ce trebuia de data aceasta. Cumva cred că este bine că recent s-a schimbat reglementarea în sensul ăsta. Știu că era mai dificil să poți să-ți schimbi specialitatea, dar în, în, cred că în, acum doi ani sau ceva de genul ăsta a devenit mai ușor pentru o rezidenții de anul întâi să își schimbe specialitatea. Nu știu, stau foarte prost la capitolul legi, de obicei mă ajută altcineva când e vorba de legi sau pierd eu foarte mult timp să aflu. Știu că acum este un interval de 24 de luni. În 24 de luni îți poți schimba specialitatea și știu pe cineva care a prins chiar în a 24-a lună o fostă colegă de an care a venit pe medicină de laborator, deși suntem de aceeași vârstă, aceeași promoție, ea e în anul întâi acum. Deci chiar a prins, așa, ultimul vagon la această posibilitate de schimbare de 24 de luni. Și care, e de fapt, viața unui rezident la medicină de laborator? Că, în principiu, despre specialitățile clinice avem o idee mai clară, având în vedere că mergem la foarte multe stagii, dar la medicina de laborator e, așa, un pic învăluit în mister activitatea rezidentului. Programul începe la 7.30. Din nou, având în vedere lejeritatea, se poate veni și la 8 fără 10. Dacă nu cumva se întâmplă să fii responsabil de ceva așa foarte important, se mai întâmplă. În principiu, dimineața, influxul de probe e preluat de laboratorul de urgență, ce este până la ora 7.30, sunt foarte multe probe atunci iar în laboratorul central unde de fapt ne desfășurăm activitatea mare parte din noi se fac analizele de rutină, cele cerute în intervalul acesta 7:30-14:30, cât este și programul de lucru. Ce se întâmplă la în laborator? De la 7:30 se pornesc aparatele pentru că suntem dependenți de tehnologie în laborator deja de foarte multă vreme. Acolo depinde de Hai să nu spun chiar noroc, dar uneori chiar este și noroc pentru că nu e altă explicație. Se pot porni mai ușor sau mai încet, aparatele nu. Deci nu au probleme, nu scot fum sau așa, E vorba de a le aduce la parametri optimi de funcționare. Este ceea ce noi numim un laborator controlul calității. Apropo de numerele de care știam, că noi nu putem funcționa fără numere și dacă un aparat nu se încadrează între două numere, acum simplific foarte mult problema nu ai voie să faci analize pe el în ziua respectivă și te dai peste cap și plângi și suni inginerul de service, la au fost situații de felul acesta în care medicul primar stătea și se dădea cu fundul de pământ la propriu și la figurat că nu merge aparatul. Un aparat foarte bun de altfel. Se întâmplă, sunt zile și zile. Deci se pornesc aparatele, se aduc la parametrii optimi prin acest control al calității zilnic, după care încep să vină probele. În mod normal, în mod normal, pur teoretic, medicii rezidenți ar trebui să învețe să facă ceea ce face un medic specialist sau primar. Asta înseamnă validarea rezultatelor de laborator și urmărirea parametrilor de funcționare a aparatului. De fapt, ordinea este inversă. Urmărirea parametrilor de funcționare a aparatului și apoi validarea rezultatelor va da rezultatul în special necesită cunoștințe medicale mai extinse, trebuie să iei în vedere și diagnosticul, să vezi dacă se potrivește, dacă ceva nu-i regulă, repeți proba sau dai un telefon, te consulți cu clinicianul, etc. În realitate, am spus că asta e 100% teoretic, în realitate rezidenții mai fac și munca asistenților. Adică asta implică de la la aducerea probei de la dispecerat până la aparatul uh, pe care urmează a fi procesată proba până la încărcarea în aparat sau diverse lucruri. Deci este un mix de activități. Nu aș putea să spune că rezidentul stă toată ziua în scaun și validează probe ca un șef. Nu, este exclus și nu cred că se întâmplă niciun în țara aceasta. Asistă și la acele teste de laborator care necesită manualitate, adică sunt ori semi-automate, ori sunt manuale 100%, sunt încă și probe din acestea. Oricum, specificul depinde de, de departament. Spre exemplu, la departamentul de hematologie, pe partea de frotiuri, analiză de frotiuri, acolo toată munca e manual efectiv, adică oculară mai exact, dar și acolo rezidenții au și eu, o parte din dacă sunt 50 de lame de citit astăzi, medicul îndrumător face 20 pentru că se mișcă mai repede, și dacă sunt 5 rezidenți, le împart câte 6 restul. Bineînțeles, și le văd împreună cu specialistul sau cu primarul. Deci, depinde foarte mult de la departament la departament. Ce pot să spun, și asta e general valabil în laborator, în departamentul de hematologie și în departamentul de microbiologie, satisfacția de a face ceva. Tu, ca medic rezident, e mai mare. Pentru că acolo ori este citirea frotiurilor, ori este însămânțarea pe medii de cultură, deci faci ceva. Pe când în departamentul de imunologie și biochimie, mai ales, fiind foarte automatizat, satisfacția e mică. Pentru că ei proba, o înregistre și o introduce în aparat și aparatul face restul. Apoi vine doar validarea rezultatului. Deci, din nou, depinde foarte mult. De asta unii rezidenți se plictisesc în unele, în unele stagii și nu, mai, nu se mai țin la atâta treabă în altele stagii. Depinde foarte mult de departament. Și la finalizarea rezidențiatului, tu ca medic specialist, ai o competență în desfășurarea activității în, aceste, în, în desfășurarea activității în, a tuturor acestor departamente pe care tu le-ai enumerat acum? Da, este și e un subiect destul de sensibil, nu ar fost sensibil dintotdeauna, dar este acum și de fapt în ultimii ani a început să fie sensibil. Avem o curiculă pe care o urmărim, este curicula afișată pe site-ul Ministerului Sănătății la intrarea în rezidențiat, deci în anul în care ai dat examenul de rezidențiat. În mod normal, tradițional vorbind, competențele unui mediu de laborator acoperă aceste specialități, biochimie, imunologie, hematologie, biologie moleculară și microbiologie. În realitate mi e mai complicat, pentru că de-a lungul timpului au tot fost modificate curiculele. Și dacă ar fi să ne uităm la generațiile de absolvenți, de fapt de medici specialiști, că acum sunt unii și primari, de laborator, am vedea că există variație în curicula lor de pregătire, de obicei nu sunt probleme, adică toți au aceleași competențe, dar pregătirea lor a fost un pic diferită. Mă refer la numărul de luni efectuate pe biochimie, pe microbiologie, etc. În ultimii ani a apărut o problemă, aș să-i spun, bineînțeles vorbesc din punctul de vedere al unui medic de laborator că este o problemă, alții o consideră o oportunitate, Cred că prin 2017, pecolo acolo, um, au apărut acele specialități medicale noi. Hematoncopediatria, microbiologie medicală, deci au fost intruse pur și simplu niște specialități care nu existau până atunci. Eu mă rezum la microbiologie medicală, care poate fi văzută ca o... Problemă. adică a existat un conflict între microbiologie medicală și medicină de laborator. Voi încerca să explica, să nu creadă, încerc să fiu chiar obiectiv. Microbiologia medicală este o competență a medicului de laborator, sau obișnuia să fie până acum, iar introducerea unei specialități noi care se ocupă doar cu microbiologia medicală a generat un conflict. Și anume că absolvenții de microbiologie medicală care deja sunt de vreo 2 ani Încoace, deja au ieșit pe piața muncii, pe ei nu îi angajează nimeni. E o realitate tristă, dar voi încerca să explic de ce. Pentru că ei au specialitate doar în microbiologie medicală, iar medicul de laborator are și în microbiologie medicală, și în hematologie, și în imunologie, și în biochimie, și în biologie moleculară. Și bineînțeles că dacă un privat are de ales între angaja un medic de laborator care poate parafa rezultate din toată paleta, Investigațiilor de laborator sau un microbiolog care poate parafa doar uh, investigații de microbiologie, îl va angaja pe medicul de laborator. Și atunci a fost această situație în care efectiv oamenii terminau rezidențiatul de microbiologie medicală și era foarte greu să-și găsească de lucru. Uh, din acest motiv, au început să fie modificate legi, uh, și da prin diverse ordine, din nou eu nu, nu rețin bine numerele, dar dacă cineva e interesat poate să vă scrie vouă și vă înscrieți mie sau cumva luăm legătura și pot să dau și ordinele respective. Practic în ultimii doi ani, să spun așa, am încercat să s-a încercat să se face o distinție între ce face microbiologul și ce face medicul de laborator ca să efectiv ca să le facă loc și microbiologilor pe piața muncii, pentru că nu, e, nu, nu erau angajați, după cum spuneam. Trecerea s-a făcut un pic cam brusc, părerea mea, dar din nou, eu sunt tânăr și neexperimentat, un pic cam brusc și asta genera conflictul, de fapt. Pentru că a fost recent, la finele anului 2021, a fost un proiect, în transparență decizională, proiect de lege, care limita destul de vulgar și subiectiv competențele medicilor de laborator, a fost foarte criticat și a fost retras din proiectul de lege, iar la începutul anului acesta, cred că februarie-martie, a mai fost de data asta un ordin, deci s-a trecut peste partea de transparență decizională. Un ordin care a făcut vâlvă din mai multe puncte de vedere, dar pentru noi rezidenții, pentru că ne-a încălcat. Pur și simplu le-am călcat drepturile de a avea ceea ce ne-am așteptat să avem ca și competențe când am intrat în, în specialitatea aceasta, în rezidențiat. Pentru că a schimbat curicula, ne-a redus foarte mult din instruirea în microbiologie medicală pentru a face distinția între noi și microbiologi, problema de fapt fiind că s-a aplicat retroactiv. Adică în 2022 s-a spus că toți începând cu 2019, adică generația mea inclusiv, retroactiv vor face după noua, vor urma după noua curiculă, ceea ce discutabil dacă este constituțional sau nu. În fine, au fost câteva presiuni și a ieșit un nou ordin care a clarificat că nu va fi retroactiv. Deci din punctul acesta de vedere s-a rezolvat pentru colegii de la 2019 până în prezent este în regulă. Dar pentru cei care urmăresc interviul acesta și vor să afle ceva despre medicina de laborator, vreau să le spun cu sinceritate, chiar dacă poate îi va descuraja, că începând cu sesiunea de examen de rezidenția 2022, deci ce va fi în noiembrie anul acesta, ei vor merge după curicula aceasta nouă în care vor avea doar 3 luni de instruire în microbiologie medicală fără posibilitate de prelungire. Asta nu este clar încă, dar cel mai probabil că se va traduce în viitor prin a nu avea competențe de pline în microbiologie medicală. Aici e foarte complicat ce înseamnă competențe de pline. Sunt tot felul de ordine date de-a lungul timpului. Am un medic primar care le știe pe de roșie foarte pasionat. Aș vrea să-l am aici să-mi șoptească. Înseamnă că poți să susții, de exemplu, o gardă, adică să faci manevrele minime de microbiologie necesare, dar nu vei avea dreptul să lucrezi într-un compartiment dedicat uh, bol, diagnosticului bolilor infecțioase, cu atât mai puțin să conduci un, depart, un astfel de departament, etc. În orice caz, uh, s-a creat această distinție între ce face medicul de laborator și ce face microbiologul. Probabil că vor mai urma o serie de legi ca să sedimenteze lucrurile acestea. Probabil că medicii de laborator vor vedea asta ca un atac la. Profesia lor, microbiologii îl vor vedea ca pe o dreptate, la profesia lor, sunt sigur că adevărul undeva la mijloc. Ceea ce a fost ceea ce a generat conflictul, a fost în principal bruscheța care s-au făcut aceste tranziții și acel infam ordin cu aplicabilitate retroactivă care s-a rezolvat în cele din urmă. Și practic, ce face microbiologul acum, care e, sunt să zic așa, dom domeniile, aspectele în care el poate să-și pună parafa. Mi-ar fi plăcut să fi făcut mai multe luni de stagiu în microbiologie înainte să răspund la întrebarea aceasta. Voi răspunde superficial, tocmai ca nu cumva un microbiolog să vadă interviul acesta și să creadă că le-am subminat competențele. Deci, dacă ratez ceva, nu e cu reintenție. Microbiologul se ocupă cu diagnosticul bolilor infecțioase. Există mai multe domenii și acolo în microbiologie. Este, sper să nu ratez vreunul, bacteriologia, care ocupă o mare parte din volumul de muncă. Este virusologia, parazitologia și cred că atât. Sper să nu ratez ceva important. La noi, fiind un centru mai mic, nu e ca Bucureștiul, de exemplu, uh, unele domenii sunt așa mai slab dezvoltate, de exemplu virusologia și cu mai mult parazitologia. La București parazitologia e foarte bine dezvoltată. Deci în asta constă. Voi vorbi despre bacteriologie pentru că, după cum spuneam, ocupă din volumul cel mai mare de muncă și e vorba de ceea ce se învață în anul 2 la microbiologie, adică, da, e vorba de banalele însămânțări pe medii de cultură, dar e mai mult de atât. E trebuie să ai un simț clinic pentru că uneori chiar e dificil să faci un diagnostic diferențial acum avem și aparatele care ne ajută și ne spun exact ce specie de bacterie este, e vorba de inclusiv de responsabilitatea aceasta de a comunica celor de pe secție despre antibiorezistență, deci e complex, am fost acolo după cum spunea la un moment dat numai 3 luni dintre care o și jumătate am avut concediu, dar destul că să-mi dau seama că este complex și, într-adevăr, oarecum își merită statutul acesta aparte, pentru că, dacă vrei să fii foarte bun în acest domeniu, trebuie toată ziua să te gândești la lucrul acesta, adică să te concentrezi. Aici aș avea o critică la adresa privatului, dar cred că e o critică pe care deja o știe toată lumea. Apropo de un medic de laborator care în privat poate parafa toate aceste investigații: biochimie, imunologie, hematologie, microbiologie, biologie moleculară. Nu-i tocmai cinstit. Într-o eră în care ne supra-supra specializăm, cineva să parafeze investigații din atâte dom atâtea domenii care și el la rândul lor au subdomenii, e un pic bătător la ochi, dar e sistemul în care trăim acum. Deci e bine că cineva se specializează pe microbiologie, sunt oamenii care știu foarte multe despre rezistența la antibiotice, despre controlul infecțiilor nozocomiale, ei sunt cei la care te, du la care te duci atunci când cunoștințele de bază de microbiologie nu explică ceea ce vezi pe mediile de cultură. Da, e complex. E frumos. Crezi că din perspectiva asta, prin, să zicem așa, emanciparea microbiologiei din disciplina de medicină de laborator, vor urma și celelalte subspecializări, ca să zic așa? Adică crezi că va deveni un fel de medicină internă din care încet, încet se desprind specialități? Bună întrebare. Aș vrea să fiu mai în vârstă și să am să fi văzut mai mult din istoria evoluției medicinei de laborator ca să pot să răspund la asta, cred că dacă se va întâmpla, nu va fi un demers cauzat de cauză administrativă, adică vrem să ne separăm. Cred că va fi un demers cauzat de progresul tehnologic, dacă va fi. În momentul acesta, curicula europeană la care noi tot încercăm să aderăm și să ne suprapunem perfect, niciodată nu a fost o suprapunere de 100%, dar suntem pe aproape. Curicula europeană de medicină de laborator seamănă destul de mult cu cea din România, dar vreau să spun că în Uniunea Europeană, microbiologia este și ea separată de medicină de laborator. Deci, cumva aceasta este un pas de emancipare, așa cum ai spus, faptul că s-au separat cele două, din acest punct de vedere ne-am aliniat, mai mult cu Uniunea Europeană. Iar ceea ce face fiecare și curicula fiecăruia este destul de stabilă și nu cred, din nou, nu cred că se va schimba doar pe motive organizatorice, dar poate din cauze tehnologice. Adevărul e că trăim într-o lume în care, cum ai spus și tu, ne supra-supra-supra specializăm în diverse domenii de activitate și atunci probabil că la un moment dat va deveni, poate nu neapărat diferit, dar poate să fie un fel de medic de laborator cu supra-specializare într-un da. într anumit domeniu, mă gândesc. Sunt sigur că există în anumite centre mai mari și în străinătate există, din nou, după cum am spus... Este absurd să crezi că poți să fii foarte bun, excelent în toate aceste domenii. Poate pe două, poate pe trei dacă ești genial și dacă nu ai familie sau nu știu, fac și eu o, o speculație acum. Aș, ar mai fi ceva ce aș vrea să spun, e nu ține neapărat de rezidențiat pentru că în rezidențiat ești obligat să înveți toate aceste specialități din medicina de laborator. E vorba de ce se întâmplă după. Depinde unde lucrezi. Dacă lucrezi în privat, s-ar putea să-ți fie exploatată parafa la maxim, adică pe toate aceste uh, specialități. Dar pentru cei care lucrează la spital, acum din nou depinde de dimensiunea laboratorului, de dimensiunea spitalului. Eu acum sunt subiectiv pentru că tot ce am văzut până acum a fost un laborator mare, de spital universitar. Dar am să spun cum se întâmplă aici și eventual plus minus deși toți medicii de laborator de la noi din secție au competențe pe toate aceste specialități și imuno și biochimie și microbiologie și biologie moleculară ei se ocupă doar cu un singur departament excepțional cu două adică avem un medic primar care se ocupă de biochimie și este biochimie separat pe partea de urgență și apoi pe partea de să zic rutină avem un medic, de fapt, doi medici care se ocupă separat de partea de imunologie, iată de multă muncă încât s-au separat. Cineva face, de exemplu, screening-ul pentru nou născuți și marcării tumorali, altcineva face marcării viral și altceva. Deci, iată că, de fapt, nu doar că unul singur se ocupă de imunologie, doi se ocupă de imunologie și și-au împărțit munca și fiecare s-a cumva specializat. Cineva se ocupă doar de biologie moleculară, sunt trei medici care se ocupă doar de hematologie și tot așa. Deci, într-un astfel de laborator de dimensiune aceasta este de așteptat că, deși ai toate competențele, vei lucra într-un singur departament tocmai pentru a face performanța acolo. E foarte interesant. Adică, cumva confirmă întrebarea de mai devreme referitoare la diviziunea specialității de medicină de laborator. Ai spus că voi, rezidenții, trebuie să urmăriți, practic, activitatea din fiecare dintre aceste subdomenii. Asta înseamnă că și la examenul de specialitate trebuie să susțineți probe din fiecare domeniu? Da și nu. Există. Deci, după cum am spus, noi urmăm o curiculă. Acolo sunt stagii foarte lungi sau foarte scurte, depinde de complexitatea subiectului. Spre exemplu, un stagiu foarte scurt, două săptămâni bioetică. Alt stagiu scurt, biostatistică, o lună. Alt stagiu scurt, cred că o lună sau două săptămâni, epidemiologie. Din astfel de subiecte nu dăm examen la final. În schimb, hematologie, care are 12 luni, Microbiologie, care, conform curiculei vechi, în care sunt și eu acum, are 10 luni cu posibilitatea de extensie până la 17 luni. Biochimia, care are 6 luni, imunologia, 6 luni, deci acestea sunt importante, s-au studiat mai mult, și la examenul de specialitate intră printre subiecte, și teoretic, și practic. Și ce înseamnă examenul de specialitate într-o astfel de disciplină? O să vă spun din punctul de vedere al unui secretar de comisie am fost recent nu știu din punctul de vedere al unui uh, candidat la acest examen emoții în primul rând, deci am văzut emoții la colegi mai mari de ai mei prieteni, dar în, în acele zile n-am mai fost prieteni, a trebuit să fiu cumva supraveghetor um, deci emoții este proba scrisă se începe cu proba scrisă iar cine nu are nota minimum 7, la proba scrisă este uh, respins, Numai, nu vine, nu continuă cu proba practică. Subiectele sunt, aș putea să intru în detalii, dar nu știu dacă rost. În funcție de cât de complex a fost stagiul respectiv, sunt mai multe subiecte pe care trebuie să le, să le scrii din acea specialitate. De exemplu, din hematologie, pentru care 12 luni, sunt 3 subiecte din 10 pe când din managementul de laborator, care are doar 3 luni, este un singur subiect. Deci, e totul proporțional cu durata și complexitatea stagiului respectiv. Bilețele trase, ca la orice examen, 3 ore de scris, caiete de examen, e ca la. Un... Deci, este totul scris, nu este nimic grilă, aș vrea să clarific lucrul acesta, este totul scris iar a doua zi se vine la, la probele practice, unde din nou cu bilețele, la proba practică e mai interesant. De ce? Pentru că depinde ce bilețel tragi poate să fie o probă practică așa cu înclinație tot prescris, adică e ceva așa destul de teoretic și poate că nu ai un pacient în spital chiar atunci să poți să faci ceva pe probele lui sau este foarte, foarte practic, adică scrii foarte puțin așa ca să vadă evaluatorul că Știi, știi despre ce este vorba, dar tu chiar trebuie să lucrezi, de exemplu, banal, determinarea grupelor de sânge, uh, uh, ABO și RH, deci, sau citirea unor frotiuri, frotiu periferic, îl uh, pui împreună cu frotiul de măduvosoasă, ți se dă și o hemoleocogramă și apoi, după ce îți faci o idee, vorbești cu medicul, poți să ceri alte analize, e interesant. La microbiologie ți se dă o descriere despre un pacient, de exemplu, pacient cu sondă urinară uh, febril de 24 de ore, ce faci? Pur și simplu, ce faci? Și mergi în aproape, în aproape cu algoritmul de diagnostic microbiologic, etc. Ți se arată culturile. Da. Și în practica de zi cu zi, voi cunoașteți aceste povești ale pacienților? Da și nu. Din, din păcate, așa cum am spus la început, este destul de separat de pacienți, foarte rar ne întâlnim cu pacienții. Povestea poți să o știi dacă e un pacient recurent. De exemplu, apreciez asta la doamnele doctor de la hematologie, după nume știu. Acolo fiind hematologie, frotiuri, sunt pacienții aceștia cu patologii maligne care chiar și după remisie trebuie să revină periodic și atunci ei tot știu. A, este Popescu, eu la cu LMC, etc. Deci la un moment dat poți să știi povestea, dar e mai mult o poveste din scris și știi din scris și din frotiurile pe care le-ai citit că da, a avut o recădere sau uite că merge prost, acum este internat, văd că i-au scăzut leucocitele, deci e o poveste destul de seacă oarecum. Uneori mai vine medicul curant cu să se mai sfătuiască și atunci mai afli așa câte ceva despre pacient realmente. Se mai întâmplă să fie internate cunoștințe rude, persoane publice, atunci lumea e mai interesată să afle ce se întâmplă dar în general la ce se întâmplă în urgențe mai ales, acolo este un turnover așa al pacienților masiv, nu, se validează pur și simplu rezultatele unele buletine de investigații care par discordante cu ceea ce scrie în sistem despre pacient sunt un pic să zic scormonite ne uităm, ne uităm în istorie vedem ce internet am mai avut cel mai mult cred că a mers până în 2000 17, cu istoricul, ca să vedem că, într-adevăr, era un trend. Da, poți să să-ți faci o idee despre pacient, dar figura lui, suferința lui, foarte rar. Deci, practic, cumva, căutați în sistem pacientul al că, ale cărui le primiți în anumite situații? Da. Mai ales în situațiile, cum am spus, discordante. Adică. Um, sunt anumiți parametri de laborator de exemplu care ar trebui să evolueze în tandem deci dacă unul crește, crește și celălalt se întâmplă uneori, unul să crească unul să scadă sau, sau ceva nu se potrivește, noi avem posibilitatea de a avea un scurt diagnostic și dacă vedem diagnosticul respectiv și vedem buletinul de investigații și se potrivește mult mai ușor validăm dar dacă vedem că nu se potrivește, de exemplu un diagnostic de pancreatită acută și amilaza este normală ceva nu e regulă acolo și încep și scormonești. În primul rând te uiți la alte investigații, poate că s-a mai făcut amilaza și ieri. De exemplu, dacă amilaza era ieri sau acum șase ore mare, nu poate să fie mică acum, e cam ciudat. Și atunci te gândești, poate s-au încurcat probele și începe o întreagă nebunie. Oricum, deci te poți uita în sistem, la istoricul pacientului, la foarte multe detalii, inclusiv cu ani în urmă. poți să vezi asta. Se întâmplă unor să fie nevoie ca să clarifici și să, să fii sigur că validezi ceva corect. Sau vorbești cu clinicianul? Ai zis că primești un fel de bilețel în care ți se spune un diagnostic prezuntiv al pacientului. Devii câteodată curios de povestea pacientului respectiv sau ai vrea să știi mai multe? Curios devin uneori, dar nu am întotdeauna timpul și dispoziția necesară să încep să dau clicuri prin sistem ca să văd cine e a mai avut boala respectivă, de cât timp o are. Da. Empatizezi oare cu pacienții despre care ai povestit de la hematologie, spre exemplu, când ai povestit că mai vezi o recădere sau vezi că s-a întors în spital cu o infecție. Simți cumva, nu știu, că îți pare rău pentru ei sau orice? Răspunsul acesta e al meu personal, nu trebuie să fie luat așa ca o caracterizare a tuturor medicilor de laborator. În primul rând că noi avem stagii relativ scurte, nu suntem ca medicii care de ani de zile lucrează în departamentul respectiv, e cam greu să-i vezi revenind, dar când se întâmplă, într-adevăr este un atașament mai mare față de acea probă în sensul că ai tendința poate să o prioritizezi sau să fii mai curios să vezi pentru că știi că ai mai avut-o acum o săptămână sau știi că e internat și că e într-o stare gravă și îți dorești să vezi, de exemplu, că în urma tratamentului, nu știu, chimioterapic a scăzut nivelul de blaști sau, dau un exemplu. Deci există oarecare empatizare, dar nu este empatizarea aceea normală despre care vorbim, adică noi încercăm să... Scurtăm prăpastia asta. Dintre, întotdeauna va fi prăpastie între laborator și clinician. Cu siguranță gândim diferit, deși ambii am terminat medicina, gândim diferit, foarte diferit. Noi suntem cu numerele în minte, ei sunt cu starea pacientului, asta e mai, mai importantă pentru ei. Bineînțeles că se ajunge la un acord comun, însă. Noi suntem dependenți prin lege de anumite, să spun, specificații de performanță analitică pe care noi trebuie să le, să le întrunim. După cum spuneam, dacă aparatul respectiv nu funcționează între doi parametri, nu ai voie să rulezi probe de pacient pe acel aparat. Și noi încercăm, nu știu clinicienii cât de mult încearcă, poate că încearcă, dar nu știu eu, dar noi medici de laborator încercăm, tot încercăm să, să scurtăm prăpastia asta și să ne apropiem de ei cum putem și noi cum să zic, imaginați-vă dau un exemplu, sper să nu se supere colegii mei, vorbesc pur și simplu din punct de vedere al medicului de laborator față de pacient pe care nu-l vede noi suntem cățelușul acela autist care se învârte și care latră, dar nu știi ce zice adică clinicienii nu ne prea înțeleg pe noi noi când începem să le spunem cifre ei nu ne prea înțeleg trebuie să traducem cumva și încercăm prin ca și cum am aduce mici daruri ofrande să ne apropiem de ei și pot să spun că în laboratorul de la noi din spital s-au făcut progrese dar ar fi loc de mai multe și vreau să dau câteva exemple Poate ajunge și la, mint, la urechea unora care nu vă face medicină de laborator, dar să se vadă medicină de laborator altfel. De exemplu, am vrea să implementăm intervale de referință, valori normale, cum li se mai zice, în funcție de patologia pacientului. Practic, să fie totul customizat pe pacient. Um, am vrea să vedem care e nivelul de toleranță al clinicianului și care e nivelul de toleranță al laboratorului. Mi sună poate intrigant, dar uneori noi suntem obligați prin lege să avem sub un anumit procent de eroare analitică totală. De exemplu, pentru o glicemie, să spunem că eroarea analitică totală e de 10%. Adică laboratorul dacă greșește cu plus minus 10% este în parametri, este ok, e de așteptat clinicianul poate că ar tolera până la 20-30% pe aceeași analiză. Ăsta e un, un caz. Alte ori, nouă ni se permite o eroare foarte mare, 15-20% și clinicianul nu tolerează atât de mult. El până la 10% ar tolera. E un demers internațional și vrem să ne alăturăm și noi ca să ne armonizăm un pic și să știm, pentru că, pe urmă, pentru clinician dăm rezultatele și ar trebui ca aceste specificații de performanță analitică, numerele acestea între care ne vârtim noi, să fie date de toleranța clinicianului, pentru că noi dacă ne lăfăim în eroare doar pentru că ne permite legea și producătorul aparatului, putem altera decizia medicală a clinicianului. E complicat. Unii se ascund în fața acestor erori largi și spun că eu mi-am făcut treaba, eu sunt în limitele legii, Alții, Dintre care suntem și noi, încercăm să ne apropiem de clinicieni, să comunicăm, să, să fie bine. Asta e o discuție foarte amplă, deci. Crezi că de partea cealaltă se încearcă același demers în sensul ăsta? Sau simți că se, 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 se face acest lucru? Nu știu, probabil nu la fel de mult cum facem noi, dar este și de înțeles, pentru că ei, clinicienii, sunt concentrați pe pacient. Și eu cred că ei după ce rezolvă cu un pacient un pic se răsuflă ușurat și uită, dar noi suntem mereu cu aceleași aparate, mereu cu aceleași numere și, și prin natura noastră așa suntem un pic mai obsesivi în legătură cu numerele acestea. Deci cred că un pic facem noi mai mult din acest efort, dar poate că sunt subiectiv. Din nou eu sunt destul de lipsit de experiență în specialitatea aceasta. Dar ce mă bucur este că atunci când noi venim și vrem să implementăm ceva, clinicienii nu se opun. Deci sunt capabili să vadă că este spre binele mai mare al pacientului și nu se opun cu implementarea unor îmbunătățiri. Au fost situații oare când au fost erori care au cauzat poate probleme? Eu nu știu dar da nu există laborator fără erori uh, au mai fost și clinice în care au spus că voi ați greșit, voi ați greșit și poate că nu a avut dreptate dar cine spune asta ar trebui mai întâi să, să nu știu, să ne întrebe sau să citească undeva pentru că ero eroarea este pur și simplu este inclusă în actul medical din medicina de laborator. Deci nu există laborator fără eroare. Este exclus. Noi de fapt și asta spune și literatura și tot, noi nu încercăm să eliminăm erorile. Este imposibil. Încercăm să reducem erorile. Asta facem. Deci nu există. Apropo de ce spuneam, eroare analitică totală. Este un cuvânt poate sec și care nu are niciun răsunet pentru un clinician. Pentru noi eroarea analitică totală e efectiv linia de la prăpastie, adică dacă ai făcut un pas mai la dreapta, ai căzut. Este suma tuturor erorilor cunoscute și necunoscute care pot să influențeze o probă. Există metode de cuantificare a acestei erori analice totale și noi trebuie să o menținem cât mai mică. Dar niciodată nu va fi zero. Imposibil să fie zero. Deci, sigur au fost. Și sunt sigur că au fost și în pandemie, cu toată această nebunie și presiune și oboseală asupra sistemului medical, cu siguranță. Au fost momente în care rezultatele pe care le-ați eliberat v-au făcut să fiți așa, nu știu, neîncrezători? Uh, nu e grabă. În laborator, apropo, un upside de laborator este că dacă ai greșit cu o probă, important este să-ți dai seama că ai greșit și să recunoști că ai greșit. Nu te ceartă nimeni. Uh, de obicei, probele pot fi refolosite. Mai rar, adică mai rar. Se întâmplă, dar mai puține probele pe care dacă le-ai greșit din prima chiar s-au pierdut. Atunci da, trebuie să expui pacientul la încă o înțepătură, dar oricum asta mai bine decât să-i dea un rezultat greșit. Deci ce am observat este că atunci când medicii de laborator nu sunt siguri, nu validează rezultatul, comunică pe, pe secție că nu putem să validăm, se și spune de ce, se cere o altă recoltare dacă este nevoie sau spune o facem mâine, facem a doua zi. Au fost foarte multe, deci în pandemie, la volumul de muncă, de teste RT-PCR ce s-au făcut, în fiecare zi aveam cel puțin 2-3 rezultate incerte. Incert odată pentru că era încărcătura virală așa, între, nici mică, era cam la limită sau incert din punct de vedere tehnic. Asta e așa și l-am dat incert și am recomandat o a doua recoltare după ce l-am repetat, deci ăsta e primul lucru pe care îl facem în laborator că dacă o analiză nu este ok repetăm, dacă nici atunci nu este ok ne ducem la celălalt aparat care face aceeași analiză, dacă nici acolo nu este ok cerem o a doua recoltare sau comunicăm cu secția, deci eu nu știu pe cineva să fi paraface ceva în care nu avea încredere, un rezultat de laborator Acum știu că sună că ne facem reclamă așa pozitivă, dar eu așa gândesc și am credere că medicii lângă care am lucrat, cei mai mari, cei seniori, așa gândesc și ei. Poate că nu e așa, nu știu, peste tot sau întotdeauna. Sunt momente în care te simți depășit așa de, de muncă? Au fost câteva momente, dar le pot considera excepționale. Am să dau exemplu: pandemia de COVID-19. La un moment dat, 2020, noiembrie, cred că acela a fost vârful de, din punct de vedere al volumului de muncă, nici nu eram foarte mulți, deci rezidenții au fost cai de bătaie, ca să spun așa. Bineînțeles, și medicii, și personalul auxiliar care rămâneau peste program până, până la 8-9 seara dar de ce spun că rezidenții au fost cai de bătaie? Pentru că trebuia să lucrăm în niște condiții destul de dificile având în vedere că trebuia să stăm 6-7 ore uneori în combinezon of, vara era, era foarte cald cu tocul aerul condiționat deci niște condiții așa chiar, nu vreau să zic groaznice, dar pentru anumite persoane sensibile groaznice. Cine a fost mai rezistent a rămas și a făcut, dar am avut și eu nu sunt o persoană care se emoționează ușor sau care se panichează sau așa, am avut momente de anxietate în combinezon pentru că era atât de cald și atât de mult de lucru și știam că trebuie să mai stăm acolo mult, știu că sună ciudat, dar au fost momente, dar le consider excepționale, pandemia a fost o excepție, dacă se mai întâmplă să rămân peste program foarte mult, nu mă simt neapărat depășit și din nou este o excepție nu, nu a fost, nu, nu este așa de grav Ai avut vreodată vreun moment în care ai vrut să renunți la medicină? Da o să zic cum am zis și la altar cu soția mea de o mie de ori da, am avut mi se pare că dacă cineva nu are ori e foarte bine, ori e foarte rău foarte bine că într-adevăr și-a ales și știe 100% sigur, ori foarte rău că nu-și pune astfel de probleme existențiale. Da, am avut din anul întâi, de, din prima săptămână am avut. Am plâns în prima săptămână la... și eu din nou nu sunt o persoană care plângea am plâns de nervi. În prima săptămână am vrut să renunț la medicină pentru că nu-mi plăcea anatomia, nu-mi place să învăț pe de rost. Am avut și în timpul facultății, uneori de natură filozofică, adică ce fac eu cu viața mea și încep să te gândești. alteori așa la nervi, adică ai văzut o nedreptate mare în facultate sau chestii din astea. Am avut și în rezidențiat. Apropo de lipsa asta de satisfacție pe care ți-o dă contactul cu pacientul și recompensa aceea cumva imediată pe care o ai când vezi că pacientul s-a făcut bine. Recunosc că se simte lipsa și lipsa asta generează niște întrebări. Important e că răspunsul a fost mereu același, anume că e ok, am ales bine. Ai luat în considerare să-ți schimbi specialitatea? Nu, dar am luat în considerare să mai fac o a doua specialitate. Deci de schimbat nu, cu siguranță. O voi finaliza, medicina de laboratorie, e, zicem prima dragoste din punct de vedere al specialităților medicale, iar pentru a doua depinde. Spre exemplu, dacă nu se rezolva problema aceasta cu retroactivitatea ordinului și am fi rămas cu, fără competența în microbiologie, eu aș mai fi dorit să fac rezidențiatul de microbiologie și încă mă gândesc să-l fac, dar atunci sigur l-aș fi făcut. De ce? Nu neapărat pentru parafă, uh, ci nu m-aș fi simțit un medic de laborator complet să știu că am studiat doar 3 luni un domeniu atât de vast cum e microbiologia, adică nu, nu e ok. Dacă vrei să stăpânești, trebuie să citești, să studiezi mai mult. Și care ar mai fi o altă disciplină pe care ai vrea să o studiezi mai mult? Trebuie să recunosc că bolile infecțioase mi-au rămas așa la suflet, mi-a plăcut foarte mult ca student și mi se pare că este provocatoare, cel puțin teoretic, practic nu știu, dar cel puțin teoretic. Iar altceva, poate, poate, dacă o să vadă soția mea acest interviu, o să spună, hei, dar mie nu mi-ai spus asta. Poate medicina de familie, în sensul că eu cred că un medic de familie care își face treaba așa cum trebuie, ar avea un impact uriaș și, și satisfacție la fel de mare. Mă refer aici la munca făcută corespunzător, inclusiv să ai pacienții tăi să le organizezi seminarii periodice să-i chem uh, mămicile gravide la de de gravide, lucruri de felul acesta, adică e ca și cum ai crește, ai uh, ai avea grijă de, 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 un grup de oameni și cred că este foarte satisfăcător în ambele sensuri, dar uh, nu m-am gândit serios la a face medicină de familie. Da, ai deja niște idei destul de frumos conturate și foarte utile de altfel. Mă gândesc că totuși nu te-ai gândit numai o dată la, la chestia asta? Sunt felul de persoană care atunci când vede ceva care nu merge bine, automat se gândește la ce s-ar putea face ca să meargă bine. Chiar dacă nu ține de domeniul meu. Și am tot felul de gânduri din acestea. Unele dintre gânduri mi-au venit și vorbind cu soția mea. Ea este în anul 6, va da acum rezidențiatul. Și cel mai probabil că va alege pediatrie, dar foarte posibil ca a doua specializare să fie medicina de familie. Și unele idei sunt, să zic, un produs comun al nostru, pentru că vorbim despre asta. Eu o muncă de familie, practic, acum, dacă tot vorbim despre medicina de familie. Da. Și... Care crezi că, adică cum vezi tu perspectiva asta a specialității de medicină de laborator și posibil infecțioase sau medicină de familie? Adică cum îți imaginezi că ar putea arăta viața ta din perspectiva acelor două competențe pe care le-ai dobândit? Destul de complicat. Deși ar fi interesant să fiu și medic specialist de boli infecțioase, nu cred că se va întâmpla și asta pentru că intervine și cercetarea și predatul, deci sunt niște lucruri pe care chiar nu le poți face împreună cu alte două specialități. Nu mă văd practicând două specialități deodată. Să fi studiat două ori, poate, dar și cu siguranță mă voi axa pe una pentru că și acum spuneam nu poți să faci foarte multe lucruri să te ții și de familie și să fii performant. Nu cred că există așa ceva. Am înțeles. Ai povestit, ai povestit mai devreme despre felul în care te-ai simțit la facultate la început, că aveai o stare de anxietate, cum ai trecut peste starea respectivă? Și ce ai putea sugera unui student care se confruntă cu aceleași stări acum? nu știu ce să, vă, ce să, vă, zic, deci pur și simplu dacă o spun cuiva crede că e o glumă proastă, având în vedere că per total am fost un student bun, deci peste medie, tocmai de asta ar crede cineva că e o glumă proastă, pe prima lucrare practică de anatomie ni s-a dat să învățăm pe de rost toate formațiunile, adică erau vreo 6-7, de pe scapulă, de pe os. Și eu, nefiind obișnuit să învăț nimic pe de rost, am zis că eu nu învăț așa ceva, cum să învăț așa ceva? Sora mea spunea că trebuie să înveți, că dacă nu pici. Și am început să plâng de nervi. Și apoi m-a lăsat ea în pace și eu am plâns până m-am potolit și apoi am început să învăț. Trebuie să recunosc că la materiile acestea de tocit am învățat și de rușine. Am învățat de rușine a colegilor să nu ochipe. Dacă ei 8 și 9 la mai multe materii, cum poți să pici la alta? Zic și eu așa. Bine, s-a întâmplat să și pic, deci nu am fost studentul exemplar. Dar așa ca idee, am învățat apoi și de rușinea primei mele prietene pe care am avut-o în facultate. Ea era un student de nota 9 și 10 și am învățat și de rușine. Acum fiecare cum își găsește motivațiile pe mine în anumite contexte mă motivează și rușinea. am dat-o ca un exemplu extrem, deci nu acesta a fost singurul motiv pentru care am învățat la materiile mai puțin plăcute, dar fiecare cum se găsește motivația. Unii poate învață că le vor da părinții o mașină, dacă sunt la buget după anul întâi, cine știe, fiecare cu motivațiile lui. Cum a fost să pici un examen? <laughs> am picat două examene și bineînțeles că am cuit o scuză pentru fiecare, că n-ar mai fi așa. Scuza e mai mult sau mai puțin obiectivă. Senzația a fost de liniște. Deci nu am fost un pic dezamăgit, dar mi-a trecut repede, nu ține la mine. Nu am fost supărat pentru că am știut că am picat printr-un concurs de împrejurări nefavorabile. Spre exemplu, n-am înțeles bine modalitatea de îmbulinare și mi-au anulat vreo 30 și ceva la sută din, din grile am picat. Iar la alta a fost absolvirea surorii mele care a terminat și aici, rude pe la noi, agitație și n-am citit ultimele 20 de pagini din carte. Și fix de acolo mi-a picat cazul clinic. Nici măcar n-am știut să scriu diagnosticul, dar îmi să interpretez buletinul. Și știind că sunt situații excepționale, am fost liniștit. Adică am venit la restanță ca orice om și l-am luat atunci. Deci, da. Nu, nu, n-a fost așa o, n-a fost o dramă, n-a fost o tragedie. Mi-a picat prost pentru că am pierdut bursa. La noi e chestiunea aceasta că pentru a-ți menține bursa trebuie să nu ai restanții. Dar nici nu era bursa mare la vremea aceea. Eu am frumoasă facultatea de medicină. Per total, da. Per total, da. Cu bune și cu rele, dar da.